aceste mucegaiuri melanice s-a constatat că, în urma unor experimente, s-a constatat că pot să reziste la doze de sute de ori mai mare, doze de radiații electromagnetice de tipul radiațiilor gamma, de sute de ori mai mare decât cele cu care suntem noi obișnuiți. Deci aceste mucegaiuri nepretențioase, negre, pot să fie crescute pe suprafețe care pot fi folosite în colonizarea planetei Marte.